Salut! Eu sunt Gicu, am cumpărat o plantă nouă iarăși, care de mult am dorit să o am foarte de mult, că îmi place foarte tare această plantă. Este arborele de cafea, arabica. Ia uitați-vă, sunt vreo 10 puieți, frunzele sunt lucitoare, e frumoasă. Dar vom vedea dacă se va prinde la mine, pentru că eu o să o separ, vedeți? Sunt vreo 10 puieți, pe fiecare îl voi separa în acest video. Și vă voi arăta mai de aproape cum arată acest arbore de cafea, arabica. Și pe această plantă am dat $1.50. Uite, cam așa ceva. Iată deci cum arată arborele de cafea. Frunza se recomandă să o stropim în fiecare zi cu apă, că iubește foarte mult umiditatea. Și uitați-vă cât este de strălucitoare frunza. Asta este super. Trebuie să schimbăm ghiveciul. Și eu am pregătit așa ghivece, deja am pus ceramică, adică un fel de drenaj și voi pune pământ. Am cumpărat un substrat din magazin, pH 6,5, și am adăugat încă perlit și iată pun aici pământul. Cred că este ok, sau pot să mai pun puțin, mai pun puțin. Acum trebuie să separ un puieț de arbore de cafea. Îl iau pe acesta, da? Hai să zicem că pe acesta. Și de scoatem cu totul, uitați-vă ce rădăcină. Nu știu dacă se vor prinde. Trebuie foarte atent cu rădăcină să rupem, așa, deci și pe acesta îl separăm, iată așa ceva, va trebui pus acum în ghiveci, în acesta. Facem o gaură și punem aici. Puieț de arabica. Mai putem adăuga puțin pământ și încă ceva voi adăuga la sol pentru a menține umiditatea. Voi pune un fel de mușchi. Eu l-am găsit în pădure. Iată așa mușchi care crește pe copac. Dar se recomandă să pui mușchi sphagnum. Dar n-am găsit sphagnum, măcar asta am găsit, măcar ceva. Și încă ceva. Am muiat în apă acest mușchi la 30-40 de grade ca să omoare toți microbii. Acum pun aici mușchiul ăsta, va menține umiditatea solului și planta va fi frumoasă, însă vom vedea dacă se va prinde. Dacă da, eu voi filma asta. Veți vedea în rubrica plantele mele în noiembrie 2016. Acum la urmă putem uda puțin cu apă călduță dacă e frig în cameră. Mai scurt cu apa de temperatură camerei sau puțin mai caldă, dar eu am ales apa puțin mai caldă. Și destul. Unul este gata din 10. Eu voi transplanta pe restul, voi pune pauză. Apoi, când va fi gata, vă voi afișa. Iată de ce am separat pe fiecare în parte și pe acest rând am ales cei mai frumoși, iată aici. Și vor crește, eu cred că vor crește frumos încă mai departe, cu pământul nou și cu mușchiul acesta, super. A doilea rând, mai mici sunt aici, mai mici deja, dar aici deja nu știu sorta lor cum vor fi, se vor prinde sau nu, vom vedea. Și încă un ghiveci aici, ăsta este, l-am pus și într-un ghiveci mai mic, uitați-vă, cu două frunze numai ieșite. Uite, și la asta știi, două frunze ieșite. Sper să iasă la acesta mai multe frunze. Uite.
Uite așa, super, îmi place. Se vor simți bine, cred. Vom vedea. Sper să crească plantele mele de cafea amar, să dea roadă, să fie totul frumos. Și când va fi acel moment, eu o să-i arăt acest video lui cafeaua aceasta, să-i arăt, uite, cum erai tu mică, uite, și eu m-aș simți foarte bine și planta tot se va uita la ea în tinerețe. Eu glumesc așa, știi, asta e la nivel de glumă. Și va fi fain, dar până atunci nu va fi roadă peste noapte, mai întâi trebuie să prindă acest pui de cafea și vom vedea mai departe. Așa că vă mulțumesc pentru vizionare, lăsați un like, distribuiți acest video, vă doresc o zi bună și abonați-vă la canal, eu sunt Gicu, ne vedem data viitoare. Ciao!